Binecuvântat să fie numele Domnului! Amin! Dragi și surori, sper că sunteți bine. Sper că v-ați odihnit, ați mâncat bine. Și ați venit bucuroși din nou la întâlnirea cu Domnul. Să știți că Dumnezeu are totdeauna surprize plăcute pentru noi. Măriți să fie numele! Amin! Am gândit bunoare că a fost frumos până aici. Așa am stat în mijlocul laudelor care îl cinstesc pe Domnul. Și cei mai mici, și cei mai mari, și fiecare după puterile lor. Și noi ne-am unit. Și de când am venit în locul acesta, numele lui Dumnezeu a fost lăudat. Și va fi în continuare. Și vestirea cuvântului poate fi o cinste și o laudă la adresa Domnului. Măriți să fie Domnul! Amin. Și de fapt, dacă îl vom asculta pe Dumnezeu, dacă vom asculta pe Domnul și asta va place Domnului și va fi ca o laudă adusă Domnului. Să știți că așa e frumoasă biserica. Văzut pe Iosif că avea probleme și că nu putea să dea tot cât ar fi dorit, probabil, tinerii să cânte, că totdeauna avem o problemă cu ceasul. Uneori, nu totdeauna avem o problemă cu ceasul. Eu nu știu cum să consumăm minutele. În alte locuri, uneori și aici. Asta mi-aduce de aminte de o întâmplare pe care a spus-o cineva în biserica noastră. Vis-a-vis de cât de frumos este ca împreună când venim la casa Domnului să fiecare, cum zice apostolul, unul are o cântare, unul are un îndemn, unul are... Și fiecare să le pună împreună pentru gloria și slava Domnului. Zic că s-au întâlnit odată trei homeleși pe o stradă. Și-au povestit de cazurile și s-au gândit că le-ar fi mai bine împreună. S-au hotărât chiar în seara aceea să-și unească forțele spre binele lor. Unul dintre ei a zis, eu am ceva într-o cutie de carton aici, nu departe, și undeva am un loc unde am putea să stăm. Hai să punem împreună ceea ce avem. Umblați-ne o zi întreagă. Unul a primit de la cineva un pung de orez. Într-o pungă. Un altul a primit de la cineva o bucățică de carne. Într-o hârtie. Și când s-au dus împreună, cel care avea locația a zis, uite, eu am o cratiță, am putea pune în ea apă, am putea să fierbem și am putea să punem orezul și carnea și, Doamne, ce super grozav ar fi! Și zis și făcut. S-au gândit că vor avea o cină bună împreună. Numai că unul s-a gândit, mă, ce-ar fi să nu pun eu orezul? Că până la urmă, ciorba e bună și pe os, gol, pe carne goală. Și mi-ar putea rămânea orezul pentru mâine și aș mânca și astăzi din ciorba de carne și aș mânca mâine una de orez singur. Ghinion de cel cu carne a zis tot așa. Bă, ce-ar fi dacă eu n-aș pune bucata de carne goală? Ce, n-am mâncat altă dată orez fiert și bun? Și mie mi-ar putea rămânea pentru masa de mâine. Așa că cel cu orezul l-a ținut în pungă, cel cu carne a ținut-o în hârtie, a început să clocotească oala, toți credeau că va ieși ceva grozav de sub capac, și când au zis ei că e gata, ar putea mânca, au luat capacul și era apă chioră. Așa ar fi fost dacă n-am fi pus noi toți ceva în seara asta aici, uneori. Așa se întâmplă. Dar când Dumnezeu ne aduce împreună și fiecare în felul lui dăruiește ceva pentru Dumnezeu, iese ceva gustos. Bănuiesc că ce a fost până aici v-a plăcut. Ziceți amin ca să vă încurajați copiii. Și acum susțineți-vă și pe mine că eu sunt copil mai mare. Apostolul Pavel a zis, ori de câte ori să mă ridic Dumnezeu, să-mi dea ușă de cuvânt. Eu am pregătit în seara asta pentru dumneavoastră ceva foarte simplu. Dacă până aici v-am surprins vorbind foarte simplu, în seara asta am o singură idee principală. Și o să o învârt așa un pic prin Scripturi.
Că m-am gândit eu că de regulă la voi distanțele sunt mari, se aleargă mult, poate n-ați avut timp să vă odihniți, ați venit obosiți sau poate unii abia v-ați trezit și încă nu v-ați revenit. Duminică starea e mai relaxare, așa, la biserică, venim și cu copiii mari, copiii mici, cu cățelul, cu purcelul, împingem căruțul. De regulă, duminică seara venim toți, dacă dimineața e mai greu să ne sculăm. Și am zis să vă spun ceva care să fie ușor de înțeles și de priceput. Și atunci am luat începutul unei cântări. Să vă surprindă să vă spun în preambulul acestei predici ale mele că eu am fost cândva conducător de cântări într-o biserică. Și că nu-ți vine să crezi. Vocea care o am, frate, mai n-a fost întotdeauna așa. Adică mi-a plăcut cântarea și îmi plac mai ales cântările care sunt foarte, foarte expresive, cântările care au mesaj. Bună, am mers într-o vizită odată, o să le spuneți că-i poate nevoie un post, am o dulcere mai lungă seara asta. M-am dat o vizită la cineva și a zis, băi, frate Valer, băi, ne puneți copiii ăștia de cap. Dar de ce? Erau noi părinți așa mai... Și mă, nu le-a plăcea o muzică mai așezată, așa. Băi, copiii ăștia, zice, le plac tot felul de... Dar sora zice, dar ce cântări le plac? Frate, zice, dar se place formația așa, mat. Ați auzit de ea? Vitamina C. Împotriva curentului. Păi nici eu nu știam bine ce formație să-ți la vremea aceea. M-am gândit că e ceva, când e vorba de curent, de vitamină, trebuie să fie ceva de durere. Nu? De, sau de alinarea durerii. Sfârșit. Și m-am dus, mi-a dat Dumnezeu un cuvânt. Dar zic, băi, ce spasele dar la oamenii ăștia mă adunați împreună acolo că nu se înțelegeau cu muzica. Și ce frate, ne răsună în casă și ne nebunez de cap. Și am deschis cartea Domnului, că totdeauna în cuvântul Domnului găsim soluții. Și în Psalmul 101 cu versetul 1 m-am dus la un mare cântăreț. Mare de tot unul David. Știți despre el, nu? Și ăsta zice în versetul 1. Voi cânta bunătatea și dreptatea. Ție, Doamne, îți voi cânta. Și azi, oameni buni, de astăzi, înainte în casa voastră, cântați despre bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu. Ce ziceți am avea? Ce cânta de bunătatea Domnului? Dar de dreptatea lui Dumnezeu. Și acum, ca să mă învăț așa, din cât cunosc și eu, lăsați-mă în acest preambul să vă arăt frumusețea unor cântări din Biblie. Dar numai le pun așa pe tavă, nu le pun pe note. Prima cântare care mă fascinează în Scripturi este Exod, capitolul 15. Și cântarea asta a cântat-o Moise în fruntea poporului lui Dumnezeu când Domnul a dat o mare biruință. Ascultați ce spune el în versetul 2 și versetul 3. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. Domnul este un războinic viteaz. Numele Lui este Domnul. Vă place cântarea asta? Măriți să fie Dumnezeu. Care înalte de Dumnezeu, tăria Lui, puterea Lui, prin generații. Am mai găsit o cântare frumoasă în Cartea Judecător, capitolul 4. Bine, sunt mult mai multe cântări frumoase. În Cartea Judecător, capitolul 4, s-o cânt o femeie. Deborah. De la ea, de la biruințele, de acea reprezentantă al Israel, unii de dragoste pentru asta își pun numele la copii, Deborah. Frumos nume. Spune cuvântul Domnului aici și cântarea Deborah, în momentul capitolul 5, numai să citesc versetul 3, versetul 4 și versetul 5. Ascultați cuvântul Domnului. Ascultați împărați, luați aminte domnitori, voi cânta, da, voi cânta Domnului, adică fiți atenți cui cânta, voi cânta din alăută Domnului Dumnezeului lui Israel, Domnul când a ieșit din Seir, când a plecat din câmpiile Domnului, pământul s-a cutremurat, cerurile a picurat, noi am turnat cu greață, ape, munții s-au clătinat înaintea Domnului, Sinaiul s-a clătinat înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. Amin! Amin! Bă, ce cântare! Munții care se clatină, mările care freamătă, natura care există, Dumnezeu care e puternic. Și pe deasupra, ăsta e Dumnezeul meu și lui îi cânt. Măriți să fie Dumnezeu. Amin. Frumoasă cântare. M-am dus în Noul Testament. Nu aveam multe vreme cu asta. Cartea Luca, capitolul 1, în Cartea Luca, capitolul 2, sunt câteva cântări foarte frumoase, vreo 4. Din două dintre ele dați-mi voie să vă citesc.
să vă prind în duhul acestor cântări binecuvântate. Și cuvântul Domnului în capitolul 1, versetul 46 la versetul 50. Cântarea asta o cântă Maria, mama Domnului, în împrejurările cunoscute. Ascultați ce zice ea de la versetul 46. Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul. Mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a primit testarea smerită a robei sale, că iată că de acum încolo toate neamurile vă zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele meu este Sfânt și îndurarea lui se întinde din neam în neam. El a dat putere cu brațul lui, a risipit ghidurile pe care avea cei mândri în inima lor. A răsturnat pe cei puternici, pe cei... Și tentarea continuă. Înțelegeți frumusețea unei cântări care înalță numele Domnului? Dar să mai adăugăm ceva și din cântarea lui Zaharia. Zaharia acesta a cântat și el ceva foarte frumos la versetul 67, la versetul 71. Cuvântul Domnului spune, Zaharia, tatăl lui s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit. Vedeați-vă, s-a prorocit în Duhul. A cântat o revelație dumnezeiască. O prorocie. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel pentru a cerceta și a recuperat pe poporul său. Și i-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David. Cum vestise prin cura Sfinților Săi proroci, care au fost din vechime mântuire pentru vrăjmașii noștri, din mâna de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Dumnezeu care ne-a dat mântuirea. Dumnezeu care ne-a binecuvântat și ne-a răscumpărat. Dumnezeu care a ridicat o mântuire puternică pentru poporul lui. Frumoase vorbe, frumoase cuvinte. Slăviți să fie Dumnezeu! Amin. Când mă duce în cartea Apocalipsa să vă cânt din marele cântări de acolo, a rămas fascinat pentru totdeauna de frumusețea laudelor la mesa lui Dumnezeu. Dar mă întorc în seara asta la o cântare pe care o cântă Ana, din care am zis fratele Iosif să citească trei versete. În primul verset mi se spune că Ana a cântat cântarea asta, care era o rugăciune, și ea spune, mi se bucură inima în Domnul. Și fratele a condus o cântare inspirată, care de aici e scrisă. Mi s-a deschis, puterea mea a fost învățată de Domnul, mi s-a deschis la ajutorul puterea vrăjmașilor mei. Mă bucur de Domnul sau de ajutorul Lui. Nimeni nu este sfânt ca Domnul. Nu este alt Dumnezeu decât tine, nu este stâncă, așa ca Dumnezeul nostru. Nu mai vorbiți cu atâta gânfare și să nu mai iasă din gură cuvinte de mântuire, că Domnul este un Dumnezeu care știe totul. Toate faptele sunt întărite de El. Și cântarea continuă. Nimeni nu-i sfânt ca Domnul. Numele Lui este puternic. Nu mai vorbiți cu atâta gânfare înainte lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Amin. Și m-am oprit la finalul. Știți care e una din caracteristicile cântărilor? Care se ocupă de ceva, nu știu. Cântările noastre, cântă dragostea, cântă izbăvirea, cântă mântuirea, cântă pe Domnul. Cel din poporul popular cântă munții, mările, țara, pe Badea. Nu știu, cântă multe. Și cântările noastre au conotații. Și în seara asta m-am oprit la una din conotațiile acestei cântări, la partea finală a versetului 3. Care îți adesează nouă. Oameni buni, voi toți, să nu mai vorbim cu atâta gânfare. Să nu mai iasă din gură cuvinte de mândrie că Dumnezeu este un Dumnezeu care știe totul. Și toate faptele sunt întărite de El. Vreau să vă vorbesc în seara asta despre cântarul lui Dumnezeu. Și toate faptele sunt întărite de El. Adică numai noi avem cântare. Avem. La magazine relațiile noastre și cumpărăturile noastre se exprimă adresea prin cântar. Chiar dacă nu cântarul clasic, ele sunt deja cântărite și se știe dinainte când se pune prețul pe ele. Gospodinile la o bucătărie și mai ales când fac prăjituri sau altceva trebuie să cântărească foarte bine lucrurile. Dacă sunt unii la piață, comercianții nu se pot descurca fără cânta și din când în când vin cei de la, care sunt speciali de la iscir și verifică dacă merg bine. Unii au pus cântarele în baie. Am dus și eu astăzi la familie în vizită, la mează, la cafea bună. Și fata mea a stat un cântar și a zis, hai să mă urc pe el să-l zdrobesc. Mi-am dat seama că e baie de când a venit pe Moria. Și am trebuit să spun la Ioana să mă lase în pace.
Am pedepsit copiii, am mâncat dimineața la amiază și seara și eu, fără minte, cât întreb, am mâncat de fiecare dată. Și deja, când o să mă duc înapoi, o să am probleme cu cămășile care numai că o să fac un târș și vine un ideea. Cine mă mai îndrașă să-mi cumpără cămașă în mine? Dar nu mă fac din interminte în fața fraților. Sfârșit, asta a fost un preambul de început. Deci avem cântare care nu ne observează. Astea din baie cu asta avem o problemă, că ne cântărim. Știi cine mai avem cântare? Știi cine avem un cântar fiecare dintre noi? Fiecare dintre noi de aici, pe inimă. Și cântărim cu el. Cântărim predica, predicatorul. Cântărim cântarea, cântăreții. Cântărim psora, fratele. Cântărim cum e îmbrăcat, cum e dezbrăcat. Cântărim cum vine, cum merge. Adică avem câte un cântar de ăsta în inimă, cu care îl așezăm pe fiecare la locul lui. Îl cântărim bine. Dar vreau să vă spun ceva. Dacă noi facem toate astea, să știți că și Dumnezeu are un cântar cu care ne cântărește pe fiecare dintre noi. Ați auzit bine? Pe fiecare dintre noi! Surpriza mea este, frații mei, că noi suntem așa de preocupați de cântarele lumii câteodată. Cum arătă? Ce zic unii despre noi? Ce zic alții despre noi în diverse împrejurări? Și uneori nu suntem foarte interesați de ce zice Domnul. Predica asta va fi scrisă și va învârti toată în jurul ecuației acestea. De cântar nu mă face altceva decât să vă arăt din Scripturi ce și cum cântărește Dumnezeu ca să ne temem și să umblăm așa cum îi place Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Primul adevăr care vreau să vi-l spun, frații mei, este că Dumnezeu în Scriptură se descoperă ca unul care cântărește lucrurile și oamenii. Lucrurile și oamenii. Dacă vrei să mă ajut, atunci nu mai caută Biblia asta a Domnului, te rog să pui de fiecare dată versetul foarte rapid ca să mergem înainte. Când Dumnezeu cântărește lucrurile, El cântărește odată lucrurile din natură. Ajută-mă, te rog, cu Isaia 40 cu 12. Ajuns? Cine? Aici unde? În sfârșit. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Dar toate aceste întrebări este un singur nume. Dumnezeu Sfântul. Pune și Iov capitolul 26, versetul 24 la 27 în forma Scripturii să fie fiecare adevăr dovedit pe 2 sau 3 martori. Pune Iov capitolul 28 de la versetul 24. Că cel vede până la marginea pământului, zărește totul sub ceruri, când a rânduit greutatea vântului, când a hotărât măsura apelor, lasă aici, rânduit și hotărât este cântărit. Când a făcut toate acestea, du-te mai departe, când a dat legi ploi, când a semnat drumul fulgerului, fulgerului, alturetului, atunci s-a văzut înțelepciunea, s-a arătat-o și i-a pus temeliile și a pus-o la încercare. Mulțumesc! Dumnezeu Sfântul se descoperă ca unul care a cântărit, a rânduit, a stabilit legi tuturor lucrurilor. Și tot ce este natură este făcut și ținut în control de mâna Lui. Slăvit să fie Dumnezeu! La doilea rând, Dumnezeu cântărește lucrurile la timpul și darurile pe care le aducem înaintea Lui. Numeri capitolul 7, versetul 84 și versetul 85. Numeri capitolul 7, versetul 84. Acestea au fost darurile aduse de căpetenile lui Israel pentru târnosirea altarului. În ziua când l-a uns, au fost 12 farfurii de argint, 12 livieni de argint, 12 cățui de aur, lasă să meargă. Fiecare farfurie de argint cântărea 130 de sicli, fiecare livian cântărea 70 de sicli. Așa că argintul acestor monede se ridica în totul la 2400 de sicli după sicul Sfântului Locaș. Și noi uneori credem că nu e
important ce dăm înaintea Domnului, cât dăm, ce facem, că nu se știe și nu știe nimeni. Ați priceput în ce detalii cântărește Dumnezeu totul? Greutatea farfurii, greutatea brinului, greutatea banului, toate sunt scrise, cântărite și luate în evidența lui Dumnezeu. Mai departe, trebuie să avem la doua mărturie în Numeri, capitolul 31, versetul 52. E cam același lucru. Numeri 31. Tot aurul pe care l-au adus Domnului căpetenile peste 1000 și căpetenile peste 100, gadar, ridicat, cântărea, 16.750 de sicli. Adică nu numai asta. Iată aurul în monedă oferit în vremea aceea pentru problemele templului. De data asta sunt evidențiate căpeteniile peste 1000 și peste 100. Fraților, primul gând al Scripturii argumentat biblic este că Dumnezeu cântărește lucrurile din natură și lucrurile de la casa lui Dumnezeu, așa cum ele au fost exprimate prin dărnicia poporului. Amin? Doi. Dumnezeu cântărește oamenii. Și primul exemplu este că Dumnezeu cântărește uneori oamenii în întregime ca națiune și apoi Dumnezeu cântărește oamenii ca individ. Vă duc doar cu un exemplu biblic ca să ne ajungă vremea. Să citim cuvântul Domnului, profeția profetului Naum, versetul 1, capitolul 1, versetul 14. Naum 1 cu 14. Iată ce a pronunțat însă Domnul împotriva ta Asur, adică Imperiul Asirian. Nu vei mai avea urmași care să-ți poarte numele, voi ridica din casa Dumnezeului tău chipurile cioplite sau turnate, îți vom pregăti mormântul că te-ai aflat prea ușor. Știți că acest popor a fost folosit uneori de Dumnezeu ca instrument de judecată împotriva poporului său. Știți că uneori în practica Domnului a fost că a luat pe un popor de undeva de aproape și apoi au stat în obiul vreme până când au strigat din nume de Domnul și s-au pocăit? Unii din aceste popoare și sunt prinse și în alte imagini regii asirieni care au lucrat un rol important. Dar a venit o vreme în care, după toate acestea, Dumnezeu i-a pus în cumpără. Și la cântărirea lui Dumnezeu s-a dovedit a fi ușor. Și Dumnezeu nu i-a mai folosit. Pentru mai departe, ca să citim un text foarte cunoscut, Daniel, capitolul 5, cu versetul 22 și 28, unde cuvântul particularizează că Dumnezeu se ocupă de fiecare individ. Dar tu Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Asta se ducă versetele după la altă. 22-28, nu merge. Ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ai băut vin cu ele. Tu și mai mari tăi, nevestele și țiitoarele tale, ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de arame, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud, nici nu pricep nimic. Și n-ai stălit de Dumnezeu în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă. Numărat, cântărit și împărțit. Adică exista o evidență în viața acestui om că Dumnezeu este Dumnezeu puternic. Dumnezeu s-a folosit în problemele acestui cer babilonian și de lege amintiți aici. Și acest Belșațar se aduce aminte, măcar că ai știut toate acestea, n-ai slăvit pe Dumnezeu cerurilor. Și de dacă Dumnezeu să fost de mâini omenești, Dumnezeu care n-au nicio valoare, care nu reprezintă nimic, mai mult adăugat în peția lui și în chefurile lui, spurcăciunea vinului în vasele de aur de la templu, că Dumnezeu a trimis un cap de mână să fie pe tempuiala unui zi. Frați și surori, trebuie să cântărim pentru o clipă un mare împărat în mijlocul bolăției, înconjurat din mare lui viteș, să bătărim în victorile militare și un cap de mână. Și împăratul de acestea i-au tremurat genunchii. Și după cuvântul Domnului, în noaptea aceea, omul acesta a pierdut împărăția.
Avem o singură idee aici. Dumnezeu are un cântar pe care îl folosește. Lucrurile din natură, lucrurile de la casa Domnului, națiunile și oamenii sunt la vremea hotărâtă de El puși în cântar. Dumnezeu trage o linie și dă un verdict. Este asta ne vom ocupa în continuare. Analiza asupra aspectelor pe care le cântărește Dumnezeu în cazul fiecărui om. Tot ceea ce spunem în continuare se poate aplica perfect oricăruia dintre noi. În primul rând, conform 1 Samuel 2 cu 3, Dumnezeu cântărește faptele noastre. Nu mai vorbiți cu atâta încântare. Să nu mai iasă din gură cuvinte de mânie. Că Domnul este un Dumnezeu care știe totul și toate faptele sunt cântărite înaintea Lui. Stăm în mijlocul poporului lui Dumnezeu, un popor plin de râdă pentru fapte bune, chemat și scos de Dumnezeu din întuneric la lumină, ridicat din groapa pe ei, din fundul mocirii, a dus cu picioarele pe stâncă, cu o cântare de laudă în gură, un popor care a lăudat și în seara asta și laudă mereu numele Domnului prin chemare și vocație. Și spune în seara aceasta cuvântul că fiecare dintre noi să luăm bine seama că Dumnezeu Sfântul ne cântărește toate faptele noastre. Toate faptele noastre. Nu în ideea care de acum ați rezolvat-o teologic, că nu faptele acestea duc mântuirea, ci pentru că suntem oameni mântuiți, noi umblăm în faptele pregătite de Dumnezeu la tăiarea lumii. Slăviți să fie Domnul. Cum se știe faptele noastre, frații mei? Fapte de credincioșie? Fapte vrednice de chemare și de pocăința noastră? Sunt fapte de care ne este rușine. Cum găsește El slujirile noastre? Laudă ele pe Domnul? Sunt ele dintr-o inimă curată? Sunt ele făcute cu mâini curate? Pentru că vorbeam și de dimineață, motivația din spatele slujirilor noastre o cunoaște numai Sfântul și Bunul Dumnezeu. M-am vulnerabilizat în fața voastră dimineață și v-am spus ce fără minte și slab eram când am gândit că poți acopăr trăirile neconforme cu Scriptura și păcatele câte cu o slujire, câte cu o poezie frumoasă, câte cu o cântare cântată, din toți plămânii și cu toată râna, gândind că așa place Domnului. Dar Dumnezeu din când de ne cercetează și cum v-am spus, am avut marele har în lucrare de rugăciune și de post pe care îl facem în biserica noastră de-a lungul multor zile, deja am depășit imediat 2000 de zile de când suntem într-un las de pocăință, de post și rugăciune necurmat. Au venit proroci care au vorbit în numele Domnului și ne-au spus că nu sunt în regulă jertfele noastre. Că ne-a pus Dumnezeu în cântarul Lui și nu vă răspund. Că suntem ușor, că suntem superficial, că nu plătim prețul, că nu postim cum scrie, cum se cere vorba prorocului Isaia 58, ca să se audă sus. Cantitate există. Aproape 2000 de zile înseamnă mult, nu? Poate nici mai n-ați mai auzit așa algum vlas. Dar arată că îl cântărește Dumnezeu care are un alt tom, nu eu. Ce bine dă să răspund vouă, biserica care eu cântăresc. 2000 de zile în post. Și? Și? Dacă am făcut tot ce ar fi trebuit să facem, nu suntem decât niște robi netrebnici. Care ne smerim și ne bazăm întotdeauna pe harul lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul. Amin. De dimineață spuneam că noi nu venim doar la biserică, ci noi suntem biserică. Și fiind biserică, mergem de aici acasă, unde suntem tot biserică, și mergem la serviciu, unde dacă suntem doi sau trei,
Suntem tot biserică, dacă nu suntem pameni pe biserică și oriunde suntem, noi suntem, noi ducem biserica cu noi, că noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Cum sunt faptele noastre? Venind la dumneavoastră și fiind musafir, n-am urmărit versetele care să nu vă placă, să fie foarte tulburătoare. De exemplu, zice Apostolul Pavel la un moment dat, lui Tit, că la unii trebuie să li se astupe gura. Și din pricina altora, numele lui Dumnezeu este batjocorit în fiecare zi. Și scria pentru biserică. Și vorbea pentru pocăiți. Frașii și surori, liniște, aceste după amiaze, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze mai atent decât vorbesc eu în seara asta. Să intrăm în noi, atent în noi, să ne privim faptele, mâinile, ochii, picioarele, umblarea noastră, în care a fost m-a ajutat de rozară seara asta. Ne-a repetat mereu. Nu faci, nu stai, uit, de ce, motivația din spate, de ce nu te. Pentru că asta contează fantastic înaintea lui Dumnezeu. Frații și surori, este vremea să reafirmăm putere, chemarea sfântă care ne-a dat-o Dumnezeu. Și acolo unde suntem, să fim sare și lumină. Dumnezeu să ne ajute. Acolo unde suntem, să avem o mărturie puternică în gura noastră. Să ne schidem în gura noastră pe Domnul, să nu fim leniși, să oferim din ceea ce este al nostru, să dăruim. Când am vorbit despre conceptul de pocăință care trebuie schimbat joi seara, am mers în cuvântul care spune cine are două haine să împartă una cu cine are. Adică pocăința nu-i numai frumusețea zilei de duminică, costumele scoase din dulap, și sunt și costumele la care renunțăm pentru alții. Și orice alte lucruri pe care le facem în numele Domnului, arătând că suntem copii al lui Dumnezeu și propovăduind împărăția lui Dumnezeu pentru tine. Mărit să fie Dumnezeu! Frații și surori, Dumnezeu cântărește faptele noastre. În al doilea rând, Dumnezeu cântărește inimile noastre. Ajută-mă cu Proverbe, capitolul 24, cu versetul 12. Proverbe 24, cu 12. Dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce vechează asupra sufletului tău și nu a răspăti el fiecarea după faptele lui? Adică versetul ăsta prinde și pe cel dinainte și îl completează. Cel care cercetează inimile. Să ne înțelegem de la început. Dumnezeu a declarat clar și răspicat că eu vrea inima noastră pentru El. Fiule, dă-mi inima ta mie! Și ochii tăi să-și găsească plăcerea în căile mele. Sigur că mai vrea cineva. Și diavolul vrea să ne face ofertele lui. Și noi mereu și mereu suntem puși în situația să alegem. Slujim pe Domnul, rămânem credincioși Domnului, slujim pe Domnul cu credincioșie sau și cu Dumnezeu și cu lumea. Și mai sfinți și mai slabi. Există un Dumnezeu care este interesat de inima noastră pe care o vrea curată și sfântă. A așezat Duhul Sfânt în noi. Și ne vrea cu gelozie pe Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. De aceea, trecând prin teribila luptă a păcatului, David s-a luptat fantastic în urmă. Și a zis Psalmul 51, unul din psalmele care el își plânge păcatul. A zis Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Sprijinește-mă cu un Duh de curăță. Nu lua de la mine Duhul Tău să spun. Doamne Dumnezeule, zidește în mine o inimă curată. Și cineva a propus o inspirare, o inspirată cântare. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeul meu. Dumnezeu ne așteaptă să-L slujim mereu și mereu având o inimă curată. Știți ce zice Biblia, frații mei?
Inima asta e nespus de înșelătoare. Nespus de înșelătoare. Deznădăjduire. Și mai spune cuvântul Domnului că dinăuntru, din inima omului, ies multe, multe, multe lucruri rele. Și tot felul de păcate, și tot felul de destrămărări, și tot felul de nenorociri. De aceea, dacă am fost spălați în sângele Domnului, dacă Dumnezeu ne-a curățat inima noastră, să slujim pe Dumnezeu cu inimă curată, măriți să fim, să ne păstrăm inima. Păstrează-ți inima mai mult decât orice, zice Biblia, că din ea ies izvoarele vieții. Măriți să fie Dumnezeu. Păstrează-ți inima mai mult decât orice. Asta urmărește Dumnezeu la inima noastră. Să fie o inimă curată. De ce oare lăsăm uneori să intre într-un mod conștient, lăsăm să intre în noi păcatul, invidia, răutatea, pisma, clevetirea, toate lucrurile. O să vă citesc un exemplu din Scriptură. Ca să vedeți ce înseamnă o inimă bolnavă și care este prețul unei inimi în care pătrunde bunoarea răutatea. Haideți să căutăm împreună cu mine în 1 Samuel, capitolul 25. 1 Samuel, capitolul 25, ca să mă uit aici la un cuvânt al lui Dumnezeu pe care îl scrie Sfânta Scriptură de la versetul 36 la versetul 38. Dați-mi voie să vorbesc puțin despre acest preambul ca să înțelegem. Ați auzit în Scripturi despre David și Nabal. Marele împărat David și nebunul Nabal, ca asta însemnează și înțeleaptă lui nevasta Abigail, care ulterior va fi luată de nevastă de către David. Adică era vremea în care David era străin și fugar și se învârtea prin câmpiile acelea și omul ăsta adăugat era acolo cu turmele lui. David a fost o protecție pentru turmele lui, câte vreme a fost el și vitejul lui pe acolo, n-au putut veni niciun fel de rătitor, niciun fel de hoț și niciun fel de oameni care să facă pagubă. Și într-o zi a gândit chiar așa, duceți-vă la Nabale, la tunsul oilor, asta era o sărbătoare, atunci cum ar veni cineva asta, dar una din sărbătorile importante de familie, când toate sunt din belșug, mâncările și tot, și a zis, cere ceva pentru noi. Și Nabal acesta a judecat cu inima aspră și a zis, cunosc atâția slujitori care fug de la stăpâni, să pala să-i face pe mine, cine-i David ăsta? Și n-a pus să-i dea nimic. Și David s-a mâniat teribil atunci, pregătit oamenii acei, s-a dus, hotărât, să aducă pierzarea omului acestuia. Vestea a ajuns la urechile de vestei lui, care s-a dus pe un drum, pe o scurtătură înaintea lui, i-a vorbit într-un mod înțelept, a câștigat inima împăratului de partea unui echilibru și a unei situații care însemna scăparea casei lui. Și iată, frații mei, ce spune cuvântul Domnului mai departe. Abigail a ajuns la Nabal și tocmai el vedea în casa lui un ospăț, ca un ospăț împărătesc. Inima era veselă și era beat mort. Ea nu a spus nimic până la lumina zilei. Dar dimineața, după ce trecuse vestea lui Nabal, nevastă s-a istorisit pentru tot ce se întâmplase. Inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte. Și s-a făcut ca o piatră. Cam după 10 zile Domnul a lovit pe Nabal. Și Nabal a murit. Când a auzit ce a făcut nevasta lui, inima lui a primit o lovitură teribilă. O lovitură fantastică, o lovitură ca de moarte. Și de aici îi se va trage din nenorocirea. În slujba mea de peste 20 de ani de zile de pastorație, chemat să consiliez frați, surori sau familii, să mă rog pentru unii și pentru alții, am descoperit ce mare problemă este asta. Și ce mult sunt frământați uneori oamenii de aceste probleme. Am fost pus în situația să arbitrez pentru lucruri absolut mărunte. Dar au fost oameni care au fost niciun pas înapoi și a spus, nu e. Dar cândva era un respect pentru tot ce înseamnă
biserică, oamenii lui Dumnezeu, frică, teamă sfântă, astăzi, oricare din biserică îți poate spune în față când ai o problemă cu el și vrei să-l ajuți, uneori corectându-l, îți vede în față și nu mai vine la biserică. Împreună cu el se poate uni familia lui și să ai probleme după aceea. Sau cum la noi în țară, se poate duce într-o biserică de lângă. Dacă, încă o dată, am uitat să dacă este doua biserică pentru costală aici. Dacă vrei, astea pot fi altele, variante, nu știu. Cum ar fi să plătiți prețul să mergeți de aici? Sigur, fratele nu de asta se duce, fratele care merge din parte. Cum ar fi să plătiți prețul 1000 de kilometri să plecați undeva de aici? Cunosc pe cineva care ne iese foarte aproape. Am să vorbesc cu respect întotdeauna, că așa e bine să vorbim despre oamenii care trebuie să fie respectați. I s-a făcut o nedreptate. Un rugător a făcut o nedreptate. Știu bine lucrul acesta. Era un om de cuvânt, dar era un om aspru, hotărât și neîngăduitor. Și-a purtat un război al lui. Știți câți ani de zile l-a urât pe acest păstor și n-a luat cinea Domnului? Uitați-vă după mine. Ați reușit să nu luați. 20 de ani. Fraților, 20 de ani de zile a avut o legătură cu care l-a ținut diavolul într-o ură și n-a avut să ierte. Au stat pe el de vorbă oameni destui. Și a zis, știu că merg în fundul iadului, dar nu-mi pasă. L-a cercetat cuvântul Domnului când un frate a predicat odată puternic la cina Domnului și a vorbit despre mărturisire și despre mărturisire și despre liberarea păcatului și despre a nu lua cina Domnului în chip nevrednic și despre faptul că dacă nu e cina Domnului n-ai viață și despre faptul că ești în moarte și Duhul Domnului a lucrat în el și atunci a fost cercetat. S-a dus la finalul programului la cel frate și a zis, frate, nu era el păstor, era un eu păstor. S-a dus la fratele acela care a predicat și a zis, frate, vreau să stau de vorbă cu tine. Și fratele l-a ascultat și a zis, nu frate, vreau să am o întâlnire cu tine. Și fratele a zis, uite, hai a doua zi la biserică să ne întâlnim. Eu unul din colegii mei slujitori care au libertatea să se întâlnească, fiindcă că vreau să primească pe asilier, mărturisit și să ajute oamenii rugându-se pentru ei. Și atunci apoi a mărturisit acestui frate. Frate, de 20 de ani de zile eu nu iau cina, eu n-am putut să-l iert pe omul acesta, știu că aș fi ajuns în fundul iadului, dar nu m-a interesat. Și la 20 de ani Dumnezeu a avut această legătură de voiască. Fraților, înțelegeți voi cât de puternic, cât de puternică legătura diavolului de ori? Înțelegeți ce preț sunt în stare oamenii să plătească pentru un orgol, pentru o supărare, pentru o nedreptate? Dreptul nostru a fost nedreptățit. 20 de ani să treacă cina duminică, lângă duminică, fiecare lună pe lângă tine. Pentru 20 de ani mai mai fi până cel puțin 12 cina Domnului fiecare an și vă țineam aici și eram digitalist. Poate și voi cunoașteți cazul. Poate și voi știți oameni. Să nu lăsăm păcatul să intre în inima noastră. Să ne păzim inima de rău, de păcat. Să ne spingem orice încercare a celui rău. Frate-ților, bine zice cuvântul lui Dumnezeu și Sfânta Scriptură că fiecare dintre noi avem nevoie de ajutorul Domnului. Și mai zice Scriptura, să nu fim așa de supărați când am zis că zice omul ceva despre noi, că știe gura noastră că și ea vorbim despre alții. Vă chem în seara asta înaintea cântarului care stă drept și cântărește drept și care din când în când cântărește inimile lor. Noi n-am putea cântări inima. Vedeți că e prinsă undeva acolo. Noi ne-am putut cântări întregimea. Dar Dumnezeu are instrumentele lui și cântărește pe bucăți. Dumnezeu care cântărește inima, mă rog, să ne-o găsească curată. Amin. Prin sângele Sfânt al Domnului Iisus Hristos să fim încă o dată spălați și curățiți. Amin. Și să ne rugăm ca și psalmistul David, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune cartierele acestui gând Evrei capitolul 3 cu versetul 12. Pune Evrei capitolul 3 cu versetul 12. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Lasă un minut asta, ca să înțelegem bine gravitatea. Frați și surori,
cu inima, nu-i doar atât că adăpostim în ea tot felul de păcate și de răutăți. Că nu vrem să o curățim în sângele Domnului. Că nu ne lăsăm o ținem împietrită. Și o inimă rea și necredincioasă prezintă pericolul că ne poate despărți de Dumnezeul cel viu. Să alergăm o viață. Să slujim o viață. Și să arătăm totul pentru că inima noastră nu este curată. 3. Levitic, capitolul 19, versetul 35 și 36, Dumnezeu cântărește caracterul nostru în ideea de comportament. Să nu faceți nedreptate la judecată nici în măsurile de lungime, nici în greutăți, nici în măsurile de încăpere. Să aveți cumpene drepte, greutăți drepte, efe drepte și fine drepte. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care l-am scos din țara Egiptului. Dumnezeu cântărește faptele noastre. Dumnezeu cântărește inimile noastre. Dumnezeu cântărește comportamentul nostru. Adică ce înțelegem de aici, frații mei? Că Dumnezeu a oferit poporului său etalone pentru lungime, pentru lățime, pentru înălțime, pentru chitărime, cu care ei să se raporteze corect unii la alții. Și le se spune să vă fie drepte, efele, chinele, asta sunt unitate de măsură ale Vechiului Testament. Zice că un om bogat și-a construit o casă. Iar cele mai multe lucruri le-a făcut prin meseriași. Le-a dat planul, i-a tocmit pe fiecare în parte și într-adevăr a fost chemat la șantier pentru că locul nu era în regulă. Doi din meseriași angajați și plătiți se certau între ei. Zidarul și geamciul. Zidarul a deschis planul și a spus: Domnule, la mine lucrurile sunt mare. Dimensiunea. A pus metru și a luat planul. Problema era că geamul nu intra. Ca să-l îndreptățească, pentru că și el avea un meseriaș bun și nu accepta lecții de la altul, geamciul a zis: Domnule, pe planul meu scrie dimensiunea. A fost metru și el la fel. Și atunci ce cetățenii a zis: aduceți la control unitățile de măsură. Și când a pus metrele, erau așa. Nu erau așa. Adică unitățile cu care au lucrat nu erau egale. Astăzi lucrurile acestea nu se pot întâmpla în forma asta. Tehnic vorbind, omenirea și-a luat măsurile de precauție și vreau să vă spun că în toată lumea asta se poate cântări fără probleme și poți să trimiți la distanță o măsurătoare exactă și să-ți vină lucrurile exact așa cum le vrei. Pentru că cândva cineva odată s-a hotărât și a stabilit. Ăsta este